sărâmna. Acolo, la Fălciu, a fost tare greu. Mă băteau, nu-mi dădeau pașii, noaptea nu mă lasau să dorm, mă întorceam invers cu salteaua, mă duceam cu ziua, mă punea la scos arpașii, când mă ducea la un magazin acolo la unul, mă trimitea liculei chistoașii. Și băiatul ăla, Gavril Dragoș, m-a abuzat. Eu n-am vrut, am fugit de dâns, el m-a ținut. O să dacă nu fac așa ceva, să mă omoare. M-a băgat într-un puț acolo așa. Nu-mi dădea pașii. Și i-am zis, lăsați-mă pașii. Zic, nu, că așa e aici când vii prima dată. M-a băgat în puțul ăla acolo, a pus niște... un carton așa deasupra și și-a făcut nevoia aia mică peste mine. Și i-am zis lui doamna, doamnă, uite ce-mi faci băieții, mă abuzează, nu-mi dă pașii. Și doamna a zis că, las că așa îți trebuie, așa e aici, când vii, așa se întâmplă aici, așa. Și m-a luat și la dânsa acasă să mă pune la făcut curat, tăiam cu sapa burienile, la prășit pupușoii.